Mii de spectatori au participat în weekend la festivalul Eternul Maramureș, care a dat viață orașului. Deschiderea oficială a avut loc sâmbătă în Sighet Marmației, cu celebra parada costumelor medievale. Ulterior, cei fascinați de istoria antică și medievală au putut participa la atelierele de lucru pregătite de asociațiile participante la festival. Seara, bineînțeles, s-a lăsat cu muzică și concerte în aer liber. Care se numește epilog, dar până atunci dați-mi voie să-i invit în față pe colegii mei, pentru că un asemenea public merită să-i cunoască. Doamnelor și domnilor, la trombon, domnul Ciprian Pârciu! La saxofon, domnul Rudi Bloc! La chitară solo, domnul Nicu Patoi! La tobe, domnul Răzvan Lupu! La gitară bas, domnul Vișchi Caroi! La clape, domnul Alex Borșan! Raluca Stoica! Raul Wales-Rise! Și Mihaela Stanciu! Tehnicii mei, gitaristul meu din astă seară, Eugen Cașu și Tomar Ahira. La sunet este Tibi Ștețco, iar la lumini este Mihai Făru. Acum, epilog! Dacă știi ce înseamnă. Încă o dată, încă o dată, încă o dată, încă o dată. Dacă știi ce înseamnă să bei un pahar cu prietenii în jurul tău. Dacă știi că n-ai un bar în buzunar. Oare de... Am uitat textul. Sigur n-ai de ce să-ți pare rău. Vreme trece, vreme vine. Suntem niște simpli spectatori. Vreme trece, vreme vine. Așa-i viața asta, așa pământ. Dacă știi ce înseamnă rătați, poți la pescuit. Dacă știi ce înseamnă. Băi, fraților, am uitat pe stop, 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 stop. Deci asta nu mi se întâmplă decât o dată în viață de Iuliana Tudor. Mă dați o dată textul pe ecran, e genial asta. Are cineva puțină lecitină? De la Veta mi se trage. Hai, mai dați o dată. Vreme trece, vreme vine. Cred că a trecut de mult. Hei, trage-mă. Fiți acum că citesc. Dacă știi ce înseamnă la hat cu oricine când ești falit. Dacă știi când ai un bal în buzunar să-i împarți cu un pânit. Dacă vezi vreun răsărit frumos și te joci cu vântul tău. Atunci sigur n-ai de ce să-ți pare rău.
vreme trece, vreme vine. Suntem simpli spectatori. Vreme trece, vreme vine. Așa e viața asta, în azi, mai bun. Dacă știi ce înseamnă un grătar sau ai fost frate scuit, dacă ai cunoscut femeia ce te face fericit, dacă ai trecut prin viață cu amici jurul tău, atunci sigur n-ai de ce să-ți pare rău. Vreme trece, revine, suntem niște simți spectatori. Vreme trece, vreme vine, și viața asta te lași un bun. Dacă l-ai pomnit pe vreun, atunci când ai meritat, dacă n-ai uitat când ai pus atins până te-a salvat, dacă ți-ai făcut tablaua și-ai crezut în visul tău, atunci sigur n-ai de ce să-ți pare rău. Vreme trece, niște simpli spectatori. Vreme trece, vreme vine, și viața asta n-aș apropo. Mai voi, fraților! Vreme! Ați văzut cum e treaba? Eu nu știu cânte cu și voi îl știți. Ce mai tare! Vreme! Așa-i viața asta, viața asta, dragi, urmă-mă. Așa-i viața asta, dragi, urmă-mă. Extraordinar public astăzi seara la Siget. Mulțumim din suflet. Bună seara, Siget! V-a plăcut? A fost o ediție extraordinară la 696 de ani de la prima atestare documentară, Festivalul Eternul Maramureș, ediția 11-a. Fără ajutorul domnului primar Vasile Moldovan, această ediție nu era posibilă, așa că îl invităm aici pe domnul primar. Puteți să-l aplaudați, da? Bună seara! A fost două zile de poveste, de poveste medievală aici la Sighetul Marmației, în Eternul Maramureș. Și aceste zile de poveste nu puteau avea loc fără voi. De aceea vă mulțumesc tuturor sighetenilor, toți care ne-ați trecut pragul în aceste zile. Vă mulțumesc mult, vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în organizarea acestui eveniment și sperăm ca la anul să facem și mai lată! Îi mulțumim foarte mult și doamnei Iliana Matos, managerul Centrului Cultural Sighetul Marmației. Dragi oameni buni, mulțumim din suflet bunului Dumnezeu că, iată, în două zile de festival am încercat să vă fim pe placul dumneavoastră cu interpreți și cu artiști de marcă pentru sufletele dumneavoastră și pentru ceea ce vă doriți. Sperăm ca în anii care vin să dea Dumnezeu să fie pace, liniște și să ne putem bucura de artiști, de oameni dragi și, bineînțeles, de dumneavoastră și susținerea dumneavoastră. Așadar, să aveți o seară bună, sănătate și Doamne ajută! Ne-au lipsit din program ritmurile medievale interpretate de formația Lupus Dacus din Arad.
și Raluca s-a bucurat de susținere din partea publicului. De iubitorii muzicii rock s-a ocupat trupa Morbid Tales, iar spectatorii au cântat alături de artiști. Let's go!